Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Realitatea la zi. Iată-ne din nou față în față cu dumneavoastră de aici din studioul nostru de la București. Vă salutăm și vă mulțumim că ați ales să petreceți următoarele minute împreună cu noi. Și anul acesta și în această ediție în mod special, așa cum am obișnuit până acum, venim înaintea dumneavoastră cu doi invitați deosebiți și prieteni ai emisiunii noastre, așa că dați-mi voie să spun bun venit în primul rând domnului Nelu Suciu, director național al organizației Alege Viața. Nelu, bine ai venit! Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație! Și apoi un alt invitat, o revenire în studio a domnului Cristi Voiculescu, coordonatorul departamentului cu studenții din organizația Alege Viața. Cristi, bine ai venit! Mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit! Mă bucur să fim din nou împreună, iată-ne că suntem la început de an, așa că, să spunem, împreună avem oportunitatea de a trata o temă, a spune, foarte, foarte importantă, atât pentru noi ca și creștini, părinți, să spunem, chiar mult mai important ca părinți, și apoi ca oameni care suntem implicați în slujire. Și Nelu și tu, Cristi, lucrați împreună în organizația Alege Viața. Aveți o mulțime de ani în spate lucrând pe câmpul acesta de misiune. Tu cu studenții, tu, Nelu, împreună cu organizația asta familiilor, cu Family Life și probabil, cred că voi știți cam tot ce se întâmplă în organizația Alege Viața. Ați fost implicați în multe activități. Dar astăzi discutăm despre o componentă, să spunem, a vieții noastre, și a ceea ce numim noi generația care dă tot felul de provocări, și anume generația Z. Uh-huh. Noi știm cam ce reprezintă această generație, dar înainte de a discuta despre provocările, despre oportunitățile, despre modul în care trebuie să ne adresăm, să ne raportăm la această generație, hai să vedem, domnule, până la urmă, cine sunt acești oameni care reprezintă generația Z. De ce suntem interesați să știm cine sunt? Pentru că avem această chemare universală din partea Mântuitorului de a duce Evanghelia la orice făptură. Și până la urmă aș vrea să știm cum ne adaptăm noi, oameni trecuți de o anumită vârstă, cum ne adresăm cu Evanghelia exact la, poate, la generația aceasta. Așa că vă rog împreună să interveniți, să vă completați atunci când e nevoie și să vedem, să definim puțin generația aceasta și dacă putem să amintim și puțin de celelalte, ar fi și mai bine. Da, deci sunt cei născuți între 1996 și 2012, deci acum, deci au vârste cuprinse între 10 și 25 de ani, deci intervalul de vârstă e 15 ani. Ca să-i localizăm așa în timp. E o împărțire sociologică care se face pe generații. Lor le-a spus generația Z. Înainte de ăștia sunt generația Y sau millennials, cum îi știm noi, cei născuți între 81 și 96, deci cu vârste între 25-40 de ani. Înainte de asta suntem noi, cumva, generația X, da? Mai în vârstă, mai departe de anul nașterii, între 1965-1980, cei cuprinși între 41 și 65 de ani, apoi baby boomers, că am auzit de ei mult timp de-a lungul anilor, sunt cei născuți între 46 și 64, deci după război, de-aia au spus baby boomers că a fost o explozie de naștere atunci, între 56 și 74 de ani. Și mai avem generația liniștită, silent, cum spun americanii, generation, deci sunt cei mai în vârstă, între 75 și 92 de ani. Deci o împărțire sociologică, fiecare categorie din aceasta are anumite caracteristici, deci influențați de anumiți factori sociali, economici și luați așa, pot fi, au caracteristici comune. Deci generația Z, sunt, chiar dacă e un interval de vârstă de 15 ani, au niște caracteristici comune. În felul în care se raportează la realitate, lucrurile care le cred, modul în care învață, comunică și preferințe și tot felul de lucruri de genul acesta. Deci cam așa. Excelent, excelent. Am denumit emisiunea din seara aceasta rugăciune pentru generația Z
Și deja, practic, am definit oarecum scopul acestei emisiuni, în care încercăm împreună să vedem și dacă trebuie până la urmă și dacă e necesar ca generația aceasta și ea să aibă, să spunem, oportunitatea de a se întâlni cu Evanghelia, cu vestea bună. Așa că, Cristi, te rog să spunem până la urmă, de ce trebuie să ajungă Evanghelia și la generația asta? De ce facem locul acesta? Pentru că până la urmă urmelor, să spunem, noi generația Y, da? Suntem noi cei din generația asta. X. Chiar. Generația X. Da. E o chestie interesantă asta cu generațiile la noi, că într-un fel... O localizare, da, cred că... Ele, da, pe România ele nu se împart strict exact ca în America, de unde ne-a venit teoria. În România avem generația antebelică, care se potrivește tradiționaliștii, generația tăcută, 1900-1946, e generația asta. Apoi avem generația postbelică, care cuprinde și baby boomers. Și... la noi sunt decreței. Deci, 1966, după decret, în 3 ani de zile s-au născut 1 milion de copii și așa. După ei, generația X, generația cu cheia la gât, cum mai numită la noi. Generația noastră. Da, noi care am fost crescuți așa. Eu sunt în 78, deci prind un pic din generația X, că e până în 80, dar la noi sunt un picuț decalate, cum zicea și Nelu, generațiile sunt definite și de evenimentele care le-au marcat. Mm-hmm. Și unele evenimente au ajuns mai târziu la noi, de exemplu, internetul. Mm-hmm. Așa, și avem generația postcomunistă, care cuprinde în anii 80, cuprinde o parte din millennials și o parte din generația Z. Trebuie să cunoaștem pe oamenii ăștia, pentru că în curând, până în 2030, vor reprezenta majoritatea oamenilor. Ei sunt cea mai numeroasă generație din istorie, deci sunt cam 32% din populația globului, în intervalul ăsta de vârstă. Mă și sperie cifra asta. Da. Deci mă și sperie, poate o altă parte mă și bucură, pentru că e o provocare și oportunitate în același timp pentru noi, generația sau generațiile mai vechi, să oarecum să putem să facem ceva, și asta încercăm să discutăm, astfel încât să îi ajutăm, să vedem ce putem face astfel încât noi, în calitate de revin la statutul nostru de educator, de părinți, de oameni, de slujitori la Dumnezeu, astfel încât să-i direcționăm sau cel puțin să-i expunem la ceea ce înseamnă Evanghelie. Da. În tradiția noastră trebuie să traducem. Să traducem Biblia pe limba lor. Uh-huh. Nu Biblia în întregime, ci să o ajutăm să înțeleagă cu cuvintele lor. Nu putem să-i aducem neapărat pe ei către noi, dar putem să încercăm să mergem noi către ei. Apropo, când am fost în state la un moment dat și am remarcat că codul e diferit de comunicare acolo. Când te întreba ce mai faci, îi spuneam neapărat great, great. Și dacă spuneai sunt ok, zicea oulu, ce ai pățit? Că dacă erai ok, nu erai ok. Adică așa, asta era limbajul. Și atunci când povesteam ce fac, trebuia să folosesc codul lor, să spun great, great, ca să înțeleagă că sunt ok. Și e o contextualizare în care tu duci același adevăr nu în cuvintele tale, ci în cuvintele lui, ca să înțeleagă destinatarul, nu cel care emite adevărul. Nu mesagerul. Nu mesagerul trebuie să înțeleagă, ci cel care, la care ajunge. Și e o încercare de contextualizare pe care noi o facem ca ei să înțeleagă. Mesajul e același, dar e important să fie același și pentru destinatar. Așa. Bun. Haideți să pornim de la o problemă pe care noi avem curentă, am mai spus-o și altă dată, dar problema încă există. Urmim o problemă noastră a ceea ce facem noi aici. Urmăresc în să spun așa, din când în când statisticile și sunt niște statistici legate de vârstă. Adică cei care ne urmăresc, ce vârste au? Uh-huh. Ghiciți care este vârsta care se uită cel mai puțin la noi. Vârsta de 13-17 ani. De ce? Pentru că îmi dau seama că problema nu sunt ei, suntem noi. Eu cu
mintea mea de... Da? Cu 45 de ani, născut în 76. Deci sunt apropiat, suntem apropiat. Și toți cei care lucrăm aici și producem materiale, creăm materiale și, într-adevăr, cele mai vizionate materiale sunt de cei de vârsta noastră sau din apropierea noastră, 25-45 de ani. Și chiar puțin peste. Deci, acolo suntem peste limită. Dar era un moment dat 3%, 2,5%. Acum cred că suntem pe undeva pe la 1,7% sau 1,8%. Deci, dintre cei care urmăresc materialele noastre, sunt în categoria de vârstă 13-17 ani. Asta e o problemă și le-am spus și colegilor mei. Ce facem ca să găsim ceva să încât să ne putem adresa? Deci asta vă spun o problemă curentă. Acum, da. Voi cum vedeți lucrul ăsta? Păi este foarte clar. De exemplu, majoritatea dintre ei nu se mai uită la televizor. Mai ales televiziunea prin cablu, pentru ei aproape nu există. Deci dacă generația noastră era cu televizorul deschis seara, știri, toate emisiuni, te uitai la un film, la ei Netflix-ul sau dacă ați produce pentru TikTok chestii de aia, acolo o să crească imediat procentul, pentru că majoritatea de acolo își iau informațiile sau Instagram sau alte rețele din aceasta. De acolo se informează, de acolo și învață, acolo interacționează, deci trebuie să găsești canalul potrivit pentru ei și modul în care le dai conținutul. Deci o emisiune mai lungă nu o urmăresc nici de cum. Deci este foarte, foarte scurt intervalul lor de atenție. Sub un minut, cred că. 8 secunde. Deci, cam 8 secunde e intervalul de atenție. Dacă nu e captat atunci cu ceva care să rezoneze, să-i strânească emoțional, deja e pierdut treg la altceva. Mi-au spus asta copiii mei aseară. Am citit și statisticile care confirmă lucrul acesta. Am doi din generația Z acasă, deci 18 și 15 ani, deci învăț pe ei despre generația Z, să zic așa. Același lucru pot să confirm și eu, pentru că aproape, inclusiv cu Facebook-ul, acolo o altă platformă unde noi stăm pe YouTube, deci noi transmitem pe Facebook, pe YouTube și pe televiziune, pe Credo TV, da? Fiica mea nu se uită pe niciuna dintre ele. Păi da, Facebook-ul este pentru boomers. Și asta ne zic și boomer. X așa un pic, o da. Parte. Da, într-adevăr, asta... TikTok, Instagram, astea sunt. Asta văd că sunt aplicațiile cele. Snapchat, da, alții. Hei, oameni buni, asta e problema pe care o avem noi ca părinți, avem ca slujitori. Hei, ce facem? Ce putem face? Sau... Asta e una, eu am dat un exemplu doar de una din provocări. Ce alte, nu știu, mai spuneți voi, ce alte provocări le mai vedeți și voi din zona voastră, mai ales că sunteți implicați clar în activitățile acestea și încercați. Întâi vorbim de provocări și apoi încercăm să vedem cum ați reușit totuși să ajungeți la inima lor, să ajungeți cu conținut. La noi, clar, e simplu, trebuie să facem o schimbare. Trebuie să aducem materiale, oameni care să gândească în mintea lor și să creăm materiale pentru asemenea dispozitive. Este clar. Da, asta exact. Este... Deci e de acolo. Cum vedeți voi? Da, noi suntem formați în comunicarea asta unidirecțională, de la autoritate către învățăcel și, într-adevăr, s-a dat la televizor, era foarte important că știai, de acolo clar, avea autoritate, deci dacă și cum zicea Nelu, ei nu se uită la televizor, nu văd un motiv pentru care s-ar uita la televizor, de ce să aștept eu 4 ore până începe emisiunea când pot să o văd când vreau eu și cât vreau eu din ea și am controlul pe ea. Asta odată. Apoi comunicarea scrisă la fel pentru noi era importantă, textul, să ne uităm pe el și aveai un soi de control pe text. Pentru ei textul nu mai este important în același fel în care a fost pentru noi. Citesc foarte puțin din perspectiva asta. Sunt o generație vizuală. Învață mai degrabă văzând și făcând lucruri. Dacă vrei să înveți, trebuie să-l implici, să experimenteze împreună cu tine. Merge contrar la ceea ce am știut. Am fost învățați la școală, am fost învățați în biserică, că stai și asculți, eventual dacă ești silitor, notezi și te gândești la aceeași. Ei nu vin cu aceleași prezumții ca noi. De fapt, le resping. Da, este interesant că am citit chiar zilele acestea un articol scris de un păstor din Statele Unite, în Austin, care a deschis o biserică
de curând și lucrează în general cu generația Z și millennials și el spunea că generația aceasta, și mi-a rămas în minte, ei vor să aparțină unei comunități, nu unei audiențe. Și în general noi comunicam conținut și prin televiziune, e o audiență în spate. Dar dacă ei nu pot să interacționeze înapoi, nu pot să conecteze personal, nu pot să-și pună părerea, nu mai sunt interesați. Ei vor un mediu, ei învață într-un mediu în care pot să interacționeze înapoi. Să adauge conținut chiar. Să adauge conținut, să-și pună părerea, să le fie luată în considerare părerea și să simtă că persoana care comunică cu ei se conectează. Mi-au spus copiii mei aseară, zic, dacă persoana care ne comunică nu are dorință de a se conecta cu noi, adică dacă nu interesează povestea noastră sau ceva, nu suntem atenți, nu ne interesează. Și deci un mod diferit de a comunica, trebuie să învățăm să comunicăm diferit cu ei. Ei spun că ca să ia în considerare ceea ce le spunem noi, comunicarea trebuie să fie, să vină din partea cuiva care este real sau pe bune, cum zic ei, pentru că nu, ei știu că noi nu avem toate răspunsurile, dar enervează mai tare să pozăm că le știm sau că lipsa de autenticitate, asta e. Deci comunicarea să vină din partea cuiva real. Ăsta sunt, așa, au toleranță mult mai mare față de lipsa de cunoștință. Adică te pui oarecum de bunăvoie în dezavantaj, să recunoști că nu îi înțelegi în profunzime, decât să te prefaci că ești de-al lor. Și ei nu se așteaptă să fim ca ei, adică nu se așteaptă să fim colegi de generație sau să ne prostim încercând să imităm. Înțeleg asta, dar ei vor să fim real. Chiar dacă ne mai ironizează și așa, dar ei știu că suntem pe bune. Asta e foarte important. Apoi, comunicarea trebuie să fie relevantă, în sensul că să plece, ea asta așteaptă, să plece de la unde sunt ei acum. Îi interesează situația curentă, nu unde am vrea noi să fie ei. Apoi să fie receptivă, adică bazată pe nevoile lor, să plece bazată pe elev, nu pe profesor, nu pe cel care predă. Că nu de unde vin eu, ci de unde vin ei. Și să fie relațional, așa cum zicea Nelu, să se bazeze pe faptul că eu știu câte ceva despre ei și că mă interesează viața lor, nu doar să le predau ceva. Așa este. Totuși mă gândesc la școală. Copiii ăștia se duc la școală. Tinerii aceștia se duc la școală. Fie că sunt studenți sau sunt în școala generală, liceu, mă văd acasă. Am și eu un exemplu foarte, foarte concret acasă și observ cât de greu, adică pentru mine mi-e foarte greu, dar nu imaginez cât de greu le este profesorilor care au niște indici de performanță, știi, să livreze niște lucruri, pentru că copiii mai târziu vor da examen, se vor vedea în fața unor niște teste de viață foarte dure și atunci se va contoriza, da? Dacă va reuși sau nu. Atunci responsabilitatea este foarte mare. Și noi avem părinți ca părinți responsabilitatea, dar mă gândesc la profesori care să se acomodeze cu o generație de genul ăsta e foarte dificil. Mai ales că unii dintre profesori sunt din generațiile trecute, chiar unii peste 40-50 de ani. Da, și au și concurență acum, acerbă, că au toți telefoanele sub bancă. Balează imediat de la ce spune profesorul. Da, chiar vreau să vorbim puțin despre tehnologie. Cum vedeți voi acasă? Că noi aveam o luptă cu dispozitivele mobile. Pe de o parte, și asta s-a accentuat în pandemie. Odată cu școala online, practic, a trebuit să investim în mai multe dispozitive, să îmbunătățim viteza la internet. Acum, știți și voi că toată lumea a făcut la fel. Și am observat și practic, pe de o parte cu laptopul deschis sau și pe altă parte grupurile lor de discuții. Deci profesorul cu clasa lui, cu ora lui, ei cu discuțiile lor. Deci o viață oarecum paralelă. S-a văzut asta și în rezultate, vorbesc nu numai de ce știu eu, toată lumea vorbește că de fapt școala online a făcut un mare de serviciu. Ea, să spunem, i-a zăpăcit și mai mult, să vă lăsesc așa un termen, cât de cât soft. Da. Deci ei au crescut cu tehnologia,
Deci și ei au avut-o cumva dintotdeauna. Nativ, deci, ca da, da, da. Și nu pot fără ea. Chiar am citit niște statistici că la 30 de minute fără să aibă în preajmă un gadget, un telefon sau ceva, deja se simt agitați. Pentru că sunt dependenți, le-a dat o dependență telefoanele, toate gadgeturile acestea. Și ei de acolo și iau informația, acolo comunică și așa mai departe. Deci nu putem să-i lipsim de ele într-un, și în felul ăsta au și, cum spuneați, în pandemie, modul în care au învățat prin folosind tehnologia, calculatorul și toate acestea, și aveau o justificare pentru orice, adică de ce comunică cu colegii pe chat în timp ce profesorul predă sau... Exact. Deci ei aveau explicații pentru orice, dar ăsta e un mod de viață. Ideea este, ce am observat și la noi, este nu vom putea să schimbăm lucrurile astea, trebuie să învățăm cum să comunicăm cu ei folosindu-le sau cum să le administrăm într-un mod mai bun ca să-i ajutăm pe ei să administreze timpul în fața lor și cum îi afectează lucrul acesta. Dar trebuie, asta este generația. Deci cu interzicerea nu merge, spuneți voi. Cu limitarea, cu asta mai merge, dar interzicerea nu cred. Pentru că e un mod în care ei se conectează cu tot ce este în jurul lor, cu generația adică lor. Adică le-ai tăiat crana de picioare și apoi generezi un război. Da, adică vorbeam cu copiii mei, ok, lăsați câteva ore calculatorul deoparte sau telefonul, deci acolo am teme, de acolo îmi iau informații, acolo trebuie să citesc și așa mai departe, cum să... Și nu poți să stai tot timpul lângă el să vezi dacă citești doar ce are nevoie sau el mai explorează și alte lucruri, au mai multe ecrane deschise. Discuții pe care le avem cu ei, mod repetat și regulat despre a învăța să-și administreze ei mai bine lucrurile astea și cum îi afectează dacă fac excese. Oricum, ei sunt o generație super tehnologizată, s-au născut cu telefonul în mână, cu telefonul, dacă noi aveam acces la internet din când în când, ei au avut acces la internet wireless din prima clipă în care au pus mâna pe telefon. Sunt învățați să facă multitasking și fac multitasking mai bine decât noi. Da. În sensul că, da, pot să fie în două, trei locuri. Au niște abilități extraordinare aici. Nu înseamnă că sunt eficienți, că nu-i nimeni eficient la multitasking, dar fac asta mai natural decât noi. Asta îi ajută și să proceseze informația mai rapid, chiar dacă mai superficial. Și, paradoxal, are și efecte pozitive. Unul dintre ele este dezvoltarea gândirii laterale. Faptul că pentru o problemă testează mai multe soluții paralele, noi le gândim liniar, eliminăm ce nu funcționează. Încearcă mai multe și asta duce la creativitate, la soluții neașteptate, care nu sunt neapărat logice în primă instanță, dar care s-ar putea să funcționeze. Și nu trebuie neapărat să luptăm cu asta, doar într-un fel să o canalizăm. Un alt lucru important pentru ei e comunicarea și comunitatea lor online. Duc o viață online într-un fel și când le spun băieților vă jucați prea mult, îi spun, dar nu e atâta despre jocuri cât este despre prieteni. Că acolo suntem, ne întâlnim cu prietenii și ne jucăm. Și asta fac. Sunt pe joc și pe Discord în paralel. Pe Discord sunt în convorbire cu prietenii și sunt pe același joc și comentează. Sau să uite la un film împreună. Am văzut-o și pe asta. Să te uiți pe aplicațiile acestea de share content împreună. Pe Zoom chiar am văzut, se ruia cineva ecran și toată lumea s-a uitat pe Zoom la film. Deci mi se pare o chestie cel puțin ciudată pentru generația noastră, dar uite că ei găsesc în asta o comuniune, un fel de curte a școlii cum era pe vremea noastră. Da, exact. Gândiți-vă că noi un loc de interacțiune. Deci curtea școlii sau în fața blocului, cum erau pentru cei care s-au născut la oraș, era comunitatea asta de
colegi de școală care se întâlnesc și în afara școlii. Da, și aici e de făcut un comentariu. Comunitățile tradiționale bazate pe geografie sau pe proximitate de altfel nu mai funcționează neapărat acum. Adică noi petreceam timp cu colegii de clasă în cea mai mare parte, că asta era, și poate aveai vecinii de la bloc cu da, care mai... Cei din cu proximitate. Care ieșai, da. Pentru ei granițele astea nu mai sunt valabile, s-au șters și sunt facilitate de tehnologie. Ai mei sunt prieteni cu câțiva dintre foștii colegi de general, cu unul din clasa de acum, cu câțiva prieteni de-ai lui și cu încă un prieten cunoscut din alt context. Și comunitatea lor este mixtă, este diferită față de ce avem noi. Da, asta e realitatea. Deci, stimați prieteni, împreună cu invitații mei încercăm să înțelegem cam care sunt provocările, cam care sunt obiceiurile, să spunem. Da, probleme pe care le au cei din generația aceasta Z, generația care ne va plăti pensiile în viitorul apropiat și care, într-adevăr, va conduce tot ce înseamnă economie, viața publică, nu numai din România, ci de peste tot. Ei, totuși rămâne chemarea noastră universală, aceea Mântuitorului de a duce Evanghelia inclusiv la această generație. Da. Dacă pentru noi, care cât de cât am mai fost conectat cu cititul, cu lecturile, da? Planul de vacanță, de citit, biblioteca, obișnuiți cu cartea, dacă vorbim de generațiile și mai dinainte, la fel, obișnuiți care, oamenii investau foarte mult în biblioteci, dacă vă aduceți aminte. Ce facem cu oamenii ăștia care le-ai dat să citească o carte sau să asculte măcar o predică de 40-30 de minute, îi se pare imens, dar o pierde de vreme. Și totuși, cum putem să expunem la Evanghelie? Aici e un brainstorming, aș spune eu, necesar. Da. Deci, pentru noi, și interesul acesta de a cunoaște mai mult despre ei vine din dorința exact care ai afirmat-o, că vrem să avem un mandat de a duce Evanghelia și deci ne dorim să comunicăm cu ei. Asta e foarte important, ca să duci, să le spui ceva, trebuie să înveți cum să comunici cu ei. Și acum, cred că 2-3 ani, când mi-am făcut un abonament la un institut de cercetare, Barna, creștină, și am început să citesc despre generația asta și despre millennials, dar și despre generația Z, și mi-a atras atenția o chestiune care apoi s-a conectat cu ceva ce vedeam în realitate că se întâmplă, că generația asta e o generație pusă pe acțiune, au un sentiment al acțiunii, vor să facă ceva, vor să se implice în ceva, vor să vadă că lucrurile se schimbă, că ei schimbă lumea. Sunt foarte... afectați cumva de ce se întâmplă, de climate change, de încălzire climatică, tot felul de mișcări de asta în societate cu rasiale și așa mai departe, și ei vor să implice să facă ceva. Sunt foarte motivați de voluntariat și am văzut un procent foarte mare, peste 70% vor să facă voluntariat, peste 50% deja făceau. Și știam câțiva liceeni și studenți care erau implicați în activități de voluntariat. Și atunci a fost foarte... clar în mintea mea, deci trebuie să facem acțiuni de voluntariat la care ei ar să implicăm, să-i chemăm să vină alături de noi, și în felul acesta dezvoltăm o relație cu ei, dezvoltăm o conexiune într-un context în care apoi poți să comunici cu ei și adevăr. Ei vor să învețe experiențial foarte mult, fiind alături de tine, făcând ceva în care și ei cred și tu crezi. Și în felul ăsta am avut o experiență în vara aceasta, o să las pe Cristi să povestească mai mult despre asta, dar doar o introduc, ideea. Un proiect, o tabără urbană la Iași, și am făcut mai multe acțiuni și discuții cu ei în parcuri despre Worldview, cu niște panouri, cu niște întrebări, deci lucrurile, am avut interacțiune. Dar cei care au venit și au rămas cu noi în comunitatea respectivă sunt cei care... pe care i-am invitat să vină într-o acțiune socială, făcută într-un cartier de romi. Am făcut mai multe activități cu copii acolo, foarte faine.
Am dat anunțul și deja s-au înscris, nu știu, câteva zeci și apoi au venit 13 în ziua respectivă. Dar ce s-a întâmplat este le-a plăcut foarte mult și apoi au rămas cu noi din cauza experienței respective de voluntariat. Am făcut ceva împreună, pentru că ei au o mare dorință de voluntariat. Am inițiat acțiunea asta, au venit alături de noi și au rămas. Deci voi faceți acțiuni de genul ăsta, vrem să fim cu voi. Și în zilele următoare au rămas până la sfârșitul proiectului cu noi, ba dimpotrivă au adus și pe alții. Au fost, când am mers în cartierul ăsta, echivalentul Ferentariului, a venit cu noi, ne-am dus, ne-am cărat cu mașinile, în sfârșit am ajuns acolo, am făcut curățenie într-o zonă din asta și am făcut jocuri pentru copii. Cu ei, împreună, mă rog, am tras de gunoaie și apoi am invitat copiii și am făcut jocuri. După ce s-a terminat programul pentru copii, ne-au întrebat cei neevanghelici care veniseră împreună cu noi. Ok, și mâine unde mergem? Zic, păi nu mai avem mâine alt proiect. De ce? Că vrem să invităm și prietenii. Și au zis, da, altceva ce aveți? Păi aveam training-uri, aveam altceva. Dar la ceva la care putem să venim și noi, ce aveți? Păi știți că mergem diseară să mai... stăm de vorbă cu alți tineri în parc. Ok, veni și noi. Bine, am stat cu ei după ce s-a terminat ce discutam noi cu oamenii prin parc. A zis, și acum hai să mergem să mâncăm împreună. Nu ne-am primit la restaurant că erau prea mulți. Hai să mergem la biserica unde suntem găzduiți. Și ne-am dus acolo, era sala unde aveam jocurile. Era, zic, comandăm pizza. Sala unde voiam să mâncăm să avem jocurile încuiată. Am intrat în sala principală. Acolo erau instrumentele, chitările, așa. Și... au luat instrumente, au început să cânte cu ele. Ai noștri care știau să cânte, au vrut să cânte și ceilalți. Acum nu se potriveau. Unii știau niște cântece, alții alte cântece și au zis, ce știți? Păi știți pe ăla, nu știm. Voi știți pe ăsta, nu știm. Ok, hai să cântăm colinde, că le știm toți. Și au cântat colinde în septembrie. Au cântat, apoi au cântat și câteva cântece creștine pe care le-au căutat pe... bineînțeles, imediat le-au căutat versurile pe Google și au cântat împreună și la sfârșit una dintre fete a zis, mă, când ea a fost prima dată când am cântat ceva de genul ăsta, dar când am cântat cântecele alea despre Dumnezeu, eu l-am simțit pe Dumnezeu real. Și bine, noi l-am propus un program de mentorare pe care l-am dezvoltat noi câteva întâlniri și s-au înscris 13 și au venit 15 la el. Pentru că au zis, vreți să vină și prietenii noștri și au experimentat ceva, le-a plăcut și au zis, vrem mai mult din lucrul ăsta. Asta este una din caracteristicile generației. Învață experiențial. Trec printr-o chestie, o fac un lucru împreună și apoi din asta învață ceva. Un alt context în care am văzut asta a fost că la una dintre întâlnirile noastre am luat adevărurile creștine de bază și am zis hai să le discutăm. Și fie luam o pildă, fie una dintre întâlniri era despre creație și despre cum s-au desfășurat lucrurile la început în perspectiva creștină. Și le-am zis, studentul care a ținut, că apropo era un student din generația lor, a zis, în loc să le povestească el cu cuvintele lui, a zis, uite, facem următorul experiment. Sunteți creatorii unui joc pe calculator, ați creat o lume virtuală cu omuleți acolo pe care i-ați înzestrat cu voință și acum încercați să le explicați cum ați creat voi lumea asta. Explicațiile lor. Și a lăsat pe ei într-o discuție. Și au discutat și au bătut capul și apoi a zis, ok, uite, cam așa a încercat și Dumnezeu cu noi când ne-a dat narațiunea din Geneza. Ok, a făcut click în momentul ăla, că au văzut și ei, ok, e greu să le explici la oameni aia cum ai făcut tu din lucruri care nu există acolo. Știi? Deci au recunoscut incapacitatea într-un fel de... Nu, dar ce a fost important a fost că ei au trăit experiența aia, din care au învățat ceva și apoi au putut să aplice la celălalt, mm-hmm. E de același gen. Ok. Da, pentru că uneori cer niște informații foarte concrete, că de ce e așa, de ce e așa, știi? Și până la urmă... Exact asta a încercat Dumnezeu cu noi, da, să Dumnezeu ne vorbește în Sfânta Scriptură. Problema e că mintea noastră nu este în stare, că cunoaștem în parte cât suntem pe pământ, să înțelegem tot ce a făcut Dumnezeu și cum s-au creat lucrurile, da, cum a apărut Universul. Sunt multe întrebări, dacă, de asta, întrebări pentru noi, dar minte pentru generația lor care
care e o generație de oameni care își pun tot felul de întrebări, adică totul trebuie explicat, explicat și motivat de ce e așa și de ce nu e altfel, de ce n-are voie să facă asta și de ce am luat decizia asta. Da, deci până la urmă există metode de a te apropia de ei, de a sta aproape de ei. Dar asta este provocarea pe care trebuie să o depășim sau să încercăm să ne luptăm cu ea, este să ne conectăm cu ei, adică să venim în contact cu ei într-un mod în care ei agrează sau sunt interesați, pentru că dacă vii direct să comunici anumite lucruri, nu interesează. Sau am avut discuții tot în același proiect de care povesteam, în parc, cu oamenii, făcând niște sondaje sau așa, ai o comunicare, dar simți că se oprește, adică nu trece dincolo, ei nu sunt atenți. Dar dacă faci ceva, vin împreună cu tine să facă ceva de care ei sunt interesați, cum a fost acțiunea aia socială de voluntariat, acolo te împrietenești, capeți puțin, contează să câștigi credit la ei, să capete încredere în tine, e alături de tine, vede mai multe lucruri și apoi poți să dai mai mult. Și învață foarte mult în modul în care tu pui întrebări, adică să stimulezi interacțiunea, ei spun părerea, tu îi chestionezi părerea lui. E o chestie care se desfășoară așa, crescând. Și în modul ăsta tu comunici adevărul cu ei. Și ei încep să-l analizeze, să-l disece, să se uită la el din diverse unghiuri. Și în felul ăsta ajung să-și dea seama, am învățat chestia asta în discuția cu tine. Dar nu a fost unilateral, adică tu ai comunicat și el a ascultat, ci a fost o chestie dinamică care s-a desfășurat. Și te-ai conectat și cu el, cu părerea lui, dar de ce gândești așa? Dar cum ai ajuns la concluzia asta? Dar nu ți se pare că dacă privim lucrurile în felul ăsta, unde ne duce sau ce facem? Important e să nu se simtă, și asta e un mod în care ei, vorbeam și cu copiii mei aseară, am și citit mai mult pe tema asta. Dacă ei nu se simt ascultați și simt că judeci ceea ce ei spun sau spui nu stau așa lucrurile, dintr-o dată s-au închis. Deci canalul de comunicare s-a închis cu ei. Sunt drăguți, e foarte interesant că generația asta nu sunt conflictuali. Ei sunt foarte inclusivi și nu-ți spun în față cu ce nu sunt de acord. Și aparent tu ai o discuție cu ei, zici că băi, au înțeles, au ascultat. Ei de fapt s-au închis, dar nu ți-au spus. Nu-ți spun în față, pentru că nu vor conflicte, ei sunt foarte inclusivi așa, dar nu mai vor să se vadă cu tine sau nu mai vor să audă, doar stau acolo stoic și te ascultă dacă tu îți spui un discurs, dar dacă nu ai interacțiune cu ei, nu se simt că ești interesat de ei, de fapt nu se petrece comunicarea. Și învățăm tot timpul. Și cred că asta e o oportunitate pentru noi acum. Unul dintre lucrurile pe care noi le facem bine sau suntem chemați ca biserică să-l facem bine este ucenicizarea. Cuvântul ucenicizare nu este mainstream, așa, nu se folosește asta, se folosește mentorare. Dar este un cuvânt foarte, foarte prizat în zilele noastre și foarte importantă mentorarea pentru generația Z, pentru că presupune o relație, presupune deschidere, presupune cunoaștere. Nu este o predică, nu ți se spune, uite, fă așa, fă așa, ci ești într-o relație cu cineva care știe ceva mai mult ca tine, are mai multă experiență. Apropo, pentru cei din generația Z, părinții sunt foarte importanți, chiar dacă, să zicem, la adolescență se mai supără ei pe noi, bunicii sunt foarte importanți. Și am văzut între studenți spunând că, care sunt modelele tale în viață? Vorbesc despre părinții lor. Tata sau un bunic sau mama sau... Foarte, foarte interesant, pentru că acum vreo 10 ani nu auzeai neapărat chestia asta. Spuneam, nu am modele, nu prefer să fiu singur. Dar vorbesc acum despre oamenii cu care au relații și pe care îi respectă, okay? Și atunci mentorarea poate să fie unul dintre lucrurile astea, să fim deschiși cu ei, să invităm într-o relație, într-o comunitate, asta iarăși importantă, în care să experimenteze lucruri și apoi să învețe de la cineva pe care îl respectă. Nu neapărat că e ca ei, ci care este deschis, care este autentic, care este vulnerabil.
care este pe bune, cum vorbim. Cred că asta este oportunitatea bisericii să-i implice pe acești tineri în proiecte sociale, pe cei care nu sunt aparținătorii bisericii. Poate să invite pe oamenii din preajmă, hai să facem ceva împreună pentru alții, că asta este un lucru la care ei... Mai ales că ei sunt tentați să împărtășească și cu alții. Ați văzut tendința asta de a face poze, de a posta pe conturile acestea de Instagram, pe TikTok chiar. Imediat se expun și la colegilor, la prietenilor de pe... din comunitatea lor, din grupul lor de... Da, pentru că celebritatea e o valoare pentru ei. Să fie, asta este. Să fie. Și atunci, într-adevăr, sunt și alții. Și cred că trebuie profitat de lovitura aceasta. Nu încercăm să cumpărăm asta, ci că asta ar încălca cealaltă valoare a lor, autenticitatea. Trebuie să faci lucrurile în care crezi. Pentru că ei vin și pentru că s-a dus cineva înainte sau că a făcut și altcineva. Clar, bine, cine nu face așa. Dar contează foarte mult în alegerile lor, ce spun prietenii lor, ce spune comunitatea lor. De exemplu, când fac o decizie de a cumpăra ceva sau de a încerca ceva, îi întreabă și pe ceilalți. Băi, ce părere ai tu? Ai făcut chestia aia? Dacă cineva vine și spune am fost undeva unde, uite ce fain a fost și îi mai arată două, trei fotografii, imediat deja l-a cumpărat, să zic așa, să vină cu el la următoarea întâlnire. Și ăsta e un mod în care putem să creștem. Deci trebuie să ne adresăm lor pe limba lor, vin unii și apoi lucrurile se extind dacă au o experiență în care ei s-au simțit că a rezonat cu ceea ce ei vor, ceea ce ei cred. Și apoi ne conectăm cu ei și aduc și pe alții, cum s-a întâmplat în mai multe situații. Ei, dragilor, foarte frumos. Îmi place cum merge discuția. Ei, acum, ce planuri aveți voi în viitor? Pentru că faceți parte într-o organizație, sunteți oameni ai slujirii, ați experimentat deja lucru cu generația aceasta, aveți deja, să spunem, a success story, da? Un eveniment care, sau mai multe activități care, într-adevăr, se pot replica și în alte locuri și de alții. Uh-huh. Ce plănuiți în viitorul apropiat? Ca totuși expunerea acestei generații, lucru cu oamenii aceștia, cu copiii noștri, până la urmă, să continuă și să crească și să-i ajutăm și pe alții. Uh-huh. Ca părinți de adolescenți nu putem să spunem că avem success story, avem povești de eșec, vedem mai încolo dacă e ceva succes. Și nici neapărat în ceea ce facem nu putem să spunem că venim de pe poziții în care, uite, noi am învățat, știm acum totul, ba din potrivă, suntem la, cu toții la ABC, că învățăm, încercăm, testăm lucruri și unele funcționează, altele nu funcționează, luăm și noi de la generația Z gândirea laterală, testăm mai multe chestii. Dar ceea ce este sigur este că e nevoie să facem ceva în direcția asta și în primul rând trebuie să ne rugăm pentru ei și pentru noi, că avem nevoie noi de rugăciune în primul rând, dar trebuie să ne rugăm specific pentru generația asta și eram într-o discuție în toamnă și spunea cei cu care discutam acolo, uite, noi mergem, am făcut misiune și acolo, și acolo, dar cei care vin din spate nu mai vor să vină cu noi. Și altcineva a zis, ei, nu mai vor. Nu au contextul. Nu au contextul în care să vină să facă aceleași lucruri. Dar senzația, discutam cu Nelu, senzația a fost că ei, generațiile noastre, generațiile trecute, într-un fel și-au făcut datoria față de generația lor. Au pe limba lor, în cuvintele lor, și-au făcut datoria. Îi rămâne ca generația Z să-și facă datoria, chiar dacă ei nu suportă cuvântul datorie și nu au ideea asta de datorie, de obligații față de ceilalți, dar ei ar trebui să facă cam același lucru pentru generația lor. Acum noi nu știm exact ce trebuie să facem, de asta plănuim chiar 14-16 ianuarie un weekend de post și rugăciune specific pentru generația Z. La care vor participa părinți sau? Nu, în general, deci noi așteptăm din generația Z, din generația
Millennials, adică părinți și copii, printre participanți, să-l facem împreună cu alte organizații misionare din România, OM, TPM, OCI, Cuvântul Vieții, alte organizații. Încercăm să venim să ne rugăm, pentru că avem sentimentul acesta când ne gândim că e cea mai numeroasă generație din istorie, și în mintea mea a venit cu câteva luni în urmă și vorbeam chiar cu cineva de la OEM, fratele Cornel Boingeanu, și avea același lucru în minte, că atunci când vezi o mulțime așa de mare, ne-a dus cu gândul la Domnul Iisus când străbătea cetățile și satele și a văzut mulțimea. Spune, i s-a făcut milă de ea, a avut compasiune față de ea, și ce le-a spus ucenicilor a fost mare secerișul, sunt puțin lucrătorii, și le-a dat și ceva de făcut. A zis, rugați pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul lui. Și asta simțim că este nevoie, și de asta organizăm weekendul ăsta de post și rugăciune, să venim înaintea lui Dumnezeu să rugăm să scoată lucrători la secerișul lui din această generație, pentru această generație. Noi învățăm despre ei, încercăm să îi ajutăm să preia mandatul acesta și să-l ducă mai departe, pentru că fiecare generație la rând avem mandatul acesta de a-l prelua, de a-l asimila, de a-l trăi noi și de a-l da următoare generații, să-l ducă mai departe. E modul lui Dumnezeu în care vrea să-și ducă cunoștința mai departe, din generație în generație. Și asta este motivul pentru care organizăm weekendul acesta. E un început, vrem poate să devină ceva anual, care să venim în post și rugăciune înaintea lui Dumnezeu și să rugăm să ridice lucrători pentru generația asta. Să ridice oameni care să dorească să ducă Evanghelia acestei generații și să dea ștafeta cumva mai departe în următoarea generație. Asta ne dorim. De asta încercăm multe lucruri, dar începem de acolo de unde Mântuitorul ne-a învățat. Rugați pe Domnul secerișului să ridice lucrători la secerișul lui, pentru că este al lui, nu este al nostru, în primul rând. Mulțimea aceasta de oameni. Și o să fim împreună în weekendul acesta, 14-16 ianuarie, la Brașov, lângă Brașov, la Râșnov, Pănicel. Toate informațiile sunt pe website themission.ro. Acolo găsiți informații despre acest weekend. Invităm pe oricine dorește să vină acolo, să se roage, să închine împreună cu noi, să postească, care are o inimă pentru generația aceasta și poate chiar care nu simte așa de mult, cum simțea Domnul Iisus, ne dorim asta, o inimă ca Lui, și asta vrem să cerem, compasiune în primul rând pentru generația aceasta. Și să vedem ce Dumnezeu va face. Avem alte proiecte în desfășurare. E un proiect The Mission care am început. Încercăm să facem un fel de școală de The Mission Hub, în care să învățăm, să-i ajutăm pe aceștia, tinerii creștini din generația aceasta, să învețe cum să se conecteze cu generația lor și cum să ducă adevărul în contextul lor. O să fie cursuri, dar accentul o să cadă mult pe practică, în teren, discuții cu cei din generația lor, în care se simtă mai confortabilă în a-și mărturisi credința, în a o trăi în mijlocul lor, și ne gândim la tot felul de acțiuni, în afară de asta, în care să interacționăm cu generația asta, să ne conectăm cu ei și să comunicăm adevărul Evangheliei. Foarte frumos. Încurajăm și noi participarea și sper să fie un obicei ca din când în când să se întâmple asemenea evenimente. Da. Încercăm să ajutăm și noi să promovăm cât mai mult acțiunile pentru această generație și cu siguranță Dumnezeu va lucra. Fiecare generație cred că a avut provocările ei și noi probabil am fost o provocare pentru alții. Dar Evanghelia trebuie să ajungă și la această generație. Acum câte un cuvânt de încheiere, suntem aproape de finalul emisiunii și chiar vă rog, așa, o încurajare măcar pentru părinți, pentru cei din generația Z acum la început de an. Fiecare generație diferită, e important să îi cunoaștem și să ne apropiem de ei cu empatie, că asta este un cuvânt foarte important pentru ei, să simtă că îi
încercăm să înțelegem și că le vrem și noi același lucru pentru ei ca cele pe care și le doresc ei. Vor să aibă impact, să schimbe lumea, să fie inclusiv, să iubească pe cel care e diferit de ei, să ne apropiem de ei în felul ăsta, să îi implicăm în acțiuni și să le cerem părerea, pentru că vor ști ce să ne spună, și să nu ne pierdem speranța cu privire la ei, să nu devenim noi înșine cinici, că nu se poate face nimic, că dimpotrivă. E o generație extraordinară care va schimba felul în care lucrurile se vor desfășura în viitor apropiat. Da, un lucru pentru mine ca și părinte, și nu numai ca și părinte, ci în lucrarea pe care o fac, în care sunt implicat, a fost să înțeleg că ei nu sunt ca noi. Ei nu gândesc ca noi, sunt diferiți și trebuie să acceptăm lucrul acesta. Și noi trebuie să înțelegem mai mult și să-i acceptăm așa cum sunt și să încercăm să construim poduri și canale de comunicare către ei. Iar în același timp să ne rugăm mult pentru ei. Secerișul este al lui Dumnezeu, deci inclusiv copiii noștri. De aceea trebuie să-i acoperim cu rugăciune și să avem speranță, să avem încredere în Dumnezeu că este în control și că va găsi metode și ne va călăuzi și ne va folosi ca să știm cum să dăm mai departe adevărurile Lui și Evanghelia. Dragilor, vreau să vă mulțumesc pentru emisiunea aceasta, pentru discuția pe care am avut-o. Hai să zicem că a fost o discuție deschizătoare de drumuri așa pentru generația aceasta, în care, cel puțin pentru mine, este prima dată când asist și chiar particip la o discuție pe tema aceasta generației Z, mai ales cum să ne apropiem, cum să stăm aproape de ei și cum să ajungem cu Evanghelia la ei. Și eu vă invit să continuăm discuția aceasta, pentru că mai sunt lucruri de discutat într-o altă ediție. Și în primul rând vreau să vă mulțumesc, să vă urez succes și Dumnezeu să vă binecuvânteze în lucrarea la care ați fost chemat. Vedem dacă obținem multe like-uri, view-uri și așa, și mai venim. Da. Ar trebui să tăiem puțin emisiunea aceasta în multe, o să spunem, fragmente și să încercăm să intrăm în lumea aceasta. Să ne punem pe TikTok și vedem dacă devenim viral, dacă nu, asta. Chiar vreau să împărtășesc și cu cei din generația Z din casele noastre, să vedem ce părere au despre discuția noastră. Să devenim deprimați toți. Că poate invita și pe ei la o absolut. Chiar ar fi de, da, să spunem așa, de bun augur, dacă ei ar accepta să stea de vorbă cu noi, sau măcar cu unii dintre noi. Chiar așa, apropo de weekendul ăsta de post și rugăciune, unul dintre participanți din generația Z a zis, bă, dar ce-i programul ăsta, că e cumva așa făcut de voi. Noi avem alte așteptări, noi vrem să discutăm între noi, să cântăm mai mult. Eu cred că n-ar trebui făcut niciun program și acolo decis pe loc. Exact. Ce vreți să fac eu? Da, e o idee bună să chemați în emisiune câțiva din generația asta să povestească ei... Nu pensionarii de noi. Exact. Așa vom face. Dragi prieteni, vă mulțumim și noi astăzi pentru seara aceasta. Discuția pe care am avut-o cu cei doi invitați a fost o discuție extraordinară. Vă mulțumim că ne-ați sumit în casele dumneavoastră. Cu siguranță vom mai continua să discutăm despre problema aceasta a generației Z, de modul în care ne putem apropia de ei și mai mult de modul în care le putem prezenta Evanghelia. Sperăm să o facem cât mai bine, ceea ce vă urăm și dumneavoastră, dar până atunci noi de aici vă salutăm și vă spunem la revedere!